Salutare tuturor! Astăzi voi face o scurtă revizie la compresorul de aer pe care l-am. Este vorba de un compresor de aer Steinhaus ProCom 502 cu 2 cilindri. Aici sunt specificațiile sale, în caz că interesează pe cineva lucrul acesta. Pentru această revizie voi avea nevoie de niște șervețele, un recipient în care să colectez uleiul vechi din compresor, în cazul meu un borcan, o pereche de mănuși, o pâlnie, ulei pentru compresoare pe ulei și o seringă cu un furtun mic atașat la ea. O să vedeți imediat de ce am nevoie de acest furtun. Am căutat în tot manualul de instrucțiuni informații despre cum se schimbă uleiul la acest compresor. În mod normal, în partea de jos a motorului, undeva prin zona aceasta, pe aici, ar fi trebuit să existe un bușon de golire. Dar, surpriză, la acest compresor, acel bușon nu există. Așa că există două variante. Fie desfac geamul de vizitare din partea aceasta și golesc uleiul pe aici, curăț zona și după aceea pun acesta înapoi, sau prin bușonul de aici, prin acest mic căpăcel, îl scot afară. Atenție, să nu pierdeți aceste două O-ringuri. Îl scot afară și pe acolo, folosind această seringă cu furtunul atașat, voi extrage uleiul uzat. După aceea, tot pe aici voi băga alt ulei. Am luat legătura și cu cei de la EMAG pentru niște informații despre cum să schimb uleiul la acest compresor. Dar nici ei nu au fost capabili să-mi ofere niște informații foarte corecte sau foarte exacte. Ăsta este și motivul pentru care fac acest clip video. Sper să vă fie și vouă de folos. Bun. Primul lucru pe care îl fac este să scot compresorul din priză. În cazul meu este destul de evident. Cablul este aici. Compresorul este scos din priză. Dar, atenție, încă există presiune în rezervor. Așa că trebuie rezervorul golit de presiune. Se poate face asta ținând furtunul ăla apăsat până se golește tot aerul din compresor. Dar există și o metodă mai rapidă, puțin. Se trage de supapa aceasta de aici. Stai să mut telefonul că o să-mi zboare din mână. Bun. Un pic de presiune a mai rămas, deși manometrul arată 0 pe scara aceasta. Mai departe, în partea de jos a compresorului, există un mic bușon de golire a umidității din rezervor. Eu golesc săptămânal această umiditate și vă recomand și vouă să faceți exact același lucru. Acum, pentru că e posibil să existe puțină presiune, apa care e posibil să existe în interior o să zboare pe aici. Dar atenție, nu vă speriați, dacă acest bușon nu puteți desface cu mâna, desfaceți ușor cu un patent. Cu grijă. Așa, foarte bine. No, acum, ca să fiți siguri că ați golit toată apa, puteți să înclinați compresorul în față sau în spate, ridicându-l puțin de la sol, de la un capăt. În așa fel încât o să încerc să filmez cu o mână și să manevrez compresorul cu cealaltă. Aici nu mai curge nimic. Trebuie să-l pun jos de pe scândura aceasta. L-am pus pe scândură pentru a sta perfect în echilibru. Exact ce spuneam, dacă este înclinat puțin în față, puțin în spate, orice condens din interior va ieși afară până la urmă. Îl pun înapoi pe scândura aceasta, din nou, pentru ca motorul să stea în echilibru. Când este în echilibru, se poate vedea nivelul corect pe geamul de vizitare. Acum, pentru a putea scoate uleiul din compresor, o să las telefonul din mână și o să încerc să filmez etapa următoare folosind trepiedul. O să decuplez furtunul acesta pentru că mai mult mă încurcă în momentul de față. Desfacem ușor bușonul de aici, cu grijă să nu pierdem aceste două O-ringuri. Am recipientul pentru colectare la îndemână și extragem uleiul din interior folosind seringa. Pentru a putea extrage tot uleiul, va trebui să înclin puțin compresorul în față, în așa fel încât orice ulei existent în interior să vină în partea din față ca să am acces la el. Așa că voi scoate scândura aceasta de sub roți, o voi pune la roțile din spate. Așa. Sincer să vă spun, nu știu exact la ce interval trebuie să schimb acest ulei, pentru că eu îl schimb când se negrește.
și credeți-mă că îl schimb aproape lunar. Poate n-are rost să fac lucrul acesta, poate chiar este inutil și este un cost suplimentar, dar îmi place să am ulei proaspăt la îndemână, pentru că acest ulei nu este scump, este accesibil și pot să-l înlocuiesc destul de ușor și destul de repede. Și cam asta e tot uleiul pe care l-am putut extrage din interior. Acum, voi așeza din nou compresorul pe nivel drept, să stea perfect în echilibru. Iar acum, folosind o pâlnie, o să umplu înapoi compresorul cu ulei. Folosesc acest tip de ulei, Agip Dicre 100, de la Fini. Este un ulei special pentru compresoare cu piston. Voi pune ulei până când nivelul va fi la jumătatea geamului de vizitare. Asta a fost tot. Șterg puțin și acest bușon. Scot pâinea, punem bușonul înapoi. Să nu uităm de dopul acesta micuț, de șurubul acesta micuț, sau cum să-l numesc. Din partea de jos, de la rezervor, trebuie și acesta înșurubat înapoi. Ce a mai rămas de făcut este să verific filtrele de aer. Există două filtre de aer la acest compresor. Ele se desfac ușor prin desșurubare și o să vă arăt imediat cum se curăță și acestea. După cum se poate vedea, filtrul de aer este într-o stare destul de bună. O să curăț totuși puțin buretele acesta, iar capacul acesta este într-o stare chiar foarte bună. Am spălat buretele acesta, s-a și uscat, nu este nicio diferență față cum arăta înainte, chiar a fost foarte curat. Dar pentru a-i spori eficiența, o să îl dau și cu un ulei special pentru filtrele de aer. Este un ulei care folosesc și la ATV. Punctul acesta este destul de opțional, nu este obligatoriu, dar eu vreau să îi sporesc eficiența acestui filtru. Și gata. Așa am reușit să curăț și filtrul de aer. O să fac exact același lucru și la cel de-al doilea filtru. Și asta e tot ce trebuie să faci ca să menții compresorul într-o stare cât mai bună de funcționare. Golește rezervorul de aer de condensul care se formează în interior, cel puțin săptămânal, schimbă uleiul motorului, așa cum îți spune cartea tehnică, și curăță sau înlocuiește, dacă este nevoie, filtrele de aer. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați și vă urez spor la lucru! Vreau să filmez partea de finale. Și eu vreau să cer ajutor. Deci filmez repede.